Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre mulțimea numerelor raționale. De fapt, vă voi vorbi, mai bine spus, despre mulțimea numerelor raționale. Înainte de a trece la noțiuni teoretice, am încercat să vă fac o scurtă introducere în această denumire de numere raționale și de unde, de fapt, a apărut mulțimea numerelor raționale. Și astfel aș dori să vă înștiințez, dar în cazul în care nu știți, că noțiunea de fracție provine din latinescul fractio, care înseamnă a rupe în bucăți. Această noțiune a fost folosită, să știți, foarte de mult, adică undeva prin anii 1800 înainte de Hristos, de către egipteni. Și ei vreau să semnifice prin această noțiune de fracție o parte a unui întreg. Atenție, nu foloseau fracțiile sub forma în care le cunoaștem noi în zilele noastre, și anume, orice vroiau să reprezinte mai mult de o parte dintr-un întreg, adică dacă vreau, de exemplu, să reprezinte 5 părți dintr-un întreg, ei scriau, de fapt, o sumă de fracții în care fiecare dintre acestea avea numărătorul 1. Bineînțeles că nu exista nici linia de fracție. Aceste fracții erau scrise la început sub formă de perechi de numere naturale, puse unul sub celălalt. De exemplu, ceva de forma 1 și 8. O pereche de numere naturale. Asta însemna o parte din 8. Linia de fracție a fost introdusă mult după aceea, undeva prin anii 1200, de către matematicianul arab Al-Hazar, și preluată în Europa de Leonardo Fibonacci. Fracțiile zecimale, despre fracțiile zecimale s-a vorbit foarte mult în lucrarea Arta zecimalelor, apărută în anii 1585 și scrisă de matematicianul flamand Simon Stevin. Stevin a fost cel care a consacrat, de altfel, utilizarea fracțiilor zecimale. Notația pe care el o folosea era însă foarte greoaie, și nu vă imaginați că era notația pe care simplă pe care o cunoaștem noi. De exemplu, ca să înțelegeți ce vreau să spun, dacă vroiam să reprezint fracția zecimală 2,357, Stevin, în cartea sa Arta zecimalelor, scria acest număr astfel: 2, partea întreagă, în loc de virgulă folosea un 0 încercuit, apoi fiecare zecimală era delimitată de un număr, mă rog, numerotată mai bine spus. Deci 2,3, 1 încercuit, 5, 2 încercuit, 7 și așa mai departe. Adică 0 era virgula, și probabil că acest 1, mai mult ca sigur de fapt, reprezenta faptul că 3-ul din față e prima zecimală, 2-ul reprezenta faptul că 5-ul din față e a doua zecimală și așa mai departe. Virgula și fracțiile zecimale, așa cum le cunoaștem noi, au fost introduse mai târziu, undeva prin secolul XVII. Sper că v-am încântat cu aceste noțiuni istorice legate de fracții ordinare și zecimale, așa că în cele ce urmează o să vă prezint definiția unui număr rațional așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Astfel, o pereche de numere A și B, în care B, numere întregi, în care B este întreg nenul, scrisă sub forma A supra B, se numește fracție. Mulțimea tuturor acestor numere se notează cu Q și reprezintă mulțimea numerelor raționale. A, din forma scrisă mai sus, se numește numărătorul fracției și el ne arată în câte părți egale au fost luate dintr-un întreg, iar numitorul este B, numitorul arătându-ne, de fapt, în câte părți egale a fost împărțit întregul respectiv. De exemplu, dacă spunem 3 supra 5, asta înseamnă că împărțim întregul în 5 și din aceste 5 părți vom lua 3.
Bineînțeles că aceste fracții pot fi reprezentate și grafic, sub formă de diagrame, cercuri împărțite în diverse, diverse părți, da, segmente și așa mai departe. Numerele raționale, bineînțeles, ca și numerele naturale și întregi, pot fi și ele comparate. Astfel, dintre două fracții ordinare, este mai mare fracția cu numitorul mai mic în cazul în care aceste două fracții au același numărător. De exemplu, dacă avem de comparat 3 supra 7 cu 3 supra 5, putem spune că este mai mare, adică nu putem spune, este mai mare fracția 3 supra 5. Invers, dacă de data aceasta am același numitor, numitorul 7, și numitorii diferiți, numărătorii diferiți, 2 și 5, va fi mai mare fracția cu numărătorul mai mare. 5 pe 7 este mai mare decât 2 supra 7. Pentru a compara fracțiile zecimale, se compară mai întâi părțile întregi, iar dacă acestea sunt egale, se compară zecimalele. De exemplu, dacă avem 23,127 comparat cu 35,049, păi comparăm mai întâi părțile întregi. Partea întreagă este 23, iar dincolo partea întreagă este 35. Bineînțeles că este mai mare fracția cu partea întreagă mai mare. Dacă părțile întregi sunt egale, adică avem 23,127 comparat cu 23,143, se compară părțile întregi, care, repet, am spus că sunt egale, apoi se compară prima zecimală, 1, și observăm că este egală cu prima zecimală a celui de-al doilea număr, și apoi a doua zecimală cu a doua zecimală, și observăm că 4 este mai mare decât 2, deci automat 23,143 este mai mare decât 23,127. Fracțiile, în funcție de compararea cu întregul, se împart în trei categorii. Fracții subunitare, fracțiile care au numărătorul mai mic decât numitorul, fracții echiunitare, fracțiile care sunt egale cu întregul, adică au numărătorul egal cu numitorul, și fracții supraunitare, fracțiile care au numărătorul mai mare decât numitorul. Pentru a înțelege foarte bine aceste trei tipuri de fracții, am considerat utile cele două exemple. Folosind numerele 5, 7, 11 și 24, haideți să scriem toate fracțiile supraunitare. Deci, ce însemna supraunitar? Supraunitar însemna că numărătorul este mai mare decât numitorul. Deci, fracțiile supraunitare vor fi 7 supra 5, 11 supra 5, 24 supra 5. În scrierea tuturor acestor fracții trebuie să avem o logică, adică vom lua mai întâi numitorul 5 și vom scrie toate fracțiile supraunitare. Vom lua apoi numitorul 7, pentru că dacă nu, riscăm să omitem anumite numere. Cu numitorul 7, fracțiile supraunitare sunt 11 pe 7 și 24 pe 7 și mai este una, 24 pe 11. Și astfel am scris fracțiile supraunitare pe acest exemplu. Fracțiile subunitare din exemplul 2, folosind numerele 16, 25 și 42, vor fi următoarele. Deci vom ține mai întâi cont de faptul că fracțiile subunitare au numărătorul mai mic decât numitorul. Deci, vom avea 16 supra 25, 16 supra 42 și 25 supra 42. În acest caz vom avea doar 3 fracții subunitare. Alte noțiuni foarte importante în calculul cu fracții sunt amplificarea și simplificarea. Amplificarea fracției înseamnă a înmulți și numitorul și numărătorul cu același număr natural.
De exemplu, dacă vreau să amplific fracția 2 supra 3, amplificarea ca și semn se face în partea stângă a fracției și amplific cu 5, de exemplu. Deci înmulțesc fracția, atât numitorul cât și numărătorul cu 5. Voi obține 10 supra 15. Amplificarea fracțiilor este folositoare în adunare, în operațiile cu fracții, în adunarea și scăderea fracțiilor și nu numai. Prin amplificare și simplificare obținem fracții echivalente. A simplifica o fracție înseamnă a împărți și numitorul și numărătorul cu același număr natural. Simplificarea ca și semn se face în partea dreaptă a fracției. Se simplifică, de exemplu, 15 supra 25 prin 5 și vom obține fracția 3 supra 5. 15 împărțit la 5, 3, 25 împărțit la 5, 5. Această fracție obținută se numește fracție ireductibilă. Ireductibilă, adică fracție care nu mai poate fi simplificată. O altă operație este introducerea întregilor în fracție. A introduce întregii în fracție înseamnă a folosi această regulă. Adică, dacă avem 2 întregi și fracția 3 pe 5, vom efectua 2 ori 5, da, ori, adunat cu 3. Și vom obține 10 plus 3 supra, numitorul se copiază. Vom obține 13 supra 5. De asemenea, putem vorbi și despre scoaterea întregilor din fracție, care nu este altceva decât teorema împărțirii cu rest scrisă însă sub altă formă. De exemplu, dacă aveți 20 supra 3, împărțim 20 la 3 și ne va da 6, 6 ori 3, 18, rest 2. Restul va fi noul numărător, iar numitorul 3 se copiază. Întregii se scriu în fața fracției. O altă noțiune foarte importantă constă în transformarea fracțiilor ordinare și zecimale între ele, adică fracțiile zecimale în fracții ordinare și fracțiile ordinare în fracții zecimale. Pentru a transforma o fracție ordinară în fracție zecimală, împărțim numărătorul la numitor. Deci aici lucrurile sunt simple, împărțire însă fără rest, împărțire cu virgulă. 20 împărțit la 5 nu ne dă fracție, ne dă număr natural, 4. Dar dacă iau, de exemplu, 22 supra 5, voi obține 4. 4 ori 5, 20, rămâne 2. Pun virgula, adaug un 0, 5 în 20 de 4 ori, da? Deci 22 împărțit la 5. 4, 20, ne rămâne 2, pun un 0 și la cât virgulă? 5 în 20 de 4 ori. Deci rezultatul este 4,4. Pentru a transforma o fracție decimală în fracție ordinară, de exemplu, 2,35, se copiază tot numărul fără a se ține cont de virgulă, iar la numitor se pune 1, urmat de atâtea zerouri câte zecimale are fracția, adică în cazul nostru 2 zerouri, pentru că avem 2 zecimale. Această fracție nu este ireductibilă. Foarte mare atenție când transformați în fracție ordinară, să vă asigurați că aduceți la fracție ireductibilă. Simplificăm prin 5 și ne va rămâne 47 supra 20. Fracție care de data aceasta este ireductibilă. Și atunci corespondența între fracția decimală 2,35 este scrisă sub formă de fracție ordinară 47 supra 20. Pentru a transforma o fracție periodică simplă în fracție ordinară, folosim următoarea regulă. 2,3 în perioadă. Se copiază tot numărul, se scade ceea ce este în afara perioadei, iar la numitor se pun tot atâția de 9 câte cifre are perioada. Vom obține astfel, pe exemplu, 2,3 în perioadă, 23 minus 2 pe 9,
Adică 21 pe 9 se simplifică prin 3 și rămâne 7 pe 3. Pentru a transforma o fracție periodică mixtă în fracție ordinară, pentru că există 3 tipuri de fracții decimale. Fracție decimală simplă, după cum ați văzut, fracție decimală periodică simplă și fracție decimală periodică mixtă. Și noi trebuie să știm să facem corespondența între toate aceste 3 tipuri de fracții decimale și corespondentul lor scris sub formă de fracție ordinară. 2,3 și 51 în perioadă, să spunem. Regula este, se copiază tot numărul, se scade ceea ce este în afara perioadei, adică 23, și la numitor se pun atâția de 9 câte cifre are perioada, adică 2, că avem două cifre în perioadă, pe 5 și pe 1, și atâția de 0 câte cifre sunt între virgulă și perioadă, adică unul singur. Se efectuează calculele și am obținut 2348 supra 990, care nu este fracție ireductibilă, trebuie simplificată pentru a ajunge la forma ei finală. Numerele raționale au și ele la bază operațiile pe care le cunoaștem cu toții de la numere naturale și numere întregi. Și anume, adunarea numerelor raționale, care este comutativă, asociativă, are ca și element neutru pe 1. Însă ceea ce aș dori să spun aici este că pentru a aduna două numere raționale sau a le scădea, trebuie în primul rând să aibă același numitor. Și atunci, exact ce vă spuneam mai devreme, când doresc să amplific, să adun două numere raționale, două fracții ordinare, trebuie să aduc la același numitor. Aducerea la același numitor înseamnă amplificare în așa fel încât să obținem cel mai mic multiplu comun al numerelor 3 și 5. Păi cel mai mic multiplu comun al numerelor 3 și 5 este 15. Asta înseamnă că prima fracție trebuie amplificată cu 5, iar a doua cu 3. Vom obține, deci, rezultatul 19 pe 15. Pentru a aduna fracțiile decimale, lucrurile sunt mai simple. Adunăm partea decimală și partea întreagă, de exemplu 22,15 adunat cu 12,4. Așezăm numerele unul sub altul în așa fel încât virgula să fie sub virgulă, efectuăm adunarea și obținem, de exemplu, 34,55. Pentru a înmulți două fracții ordinare, se înmulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei, după cum vedeți în această regulă. Foarte important este să aveți grijă să faceți, să efectuați și simplificările și indicat ar fi să faceți simplificările înainte de a înmulți pentru simplitatea calculului. De exemplu, dacă aveți 2 pe 3 înmulțit cu 9 pe 20, indicat este să efectuați simplificările. 2 cu 20 rămâne 1 și 10, se simplifică prin 2, și 3 cu 9, 1 și 3. Rezultatul este 3 ori 1. 3 ori 1 supra 1 ori 10, adică 3 pe 10. Împărțirea numerelor raționale pentru a împărți două fracții ordinare. Se copiază prima fracție și se înmulțește cu a doua fracție răsturnată. Cu observația anterioară, dacă se pot efectua simplificări, să le efectuăm. Inversa unei fracții. Inversa unei fracții, inversa fracției A supra B, este fracția B supra A. Bineînțeles că produsul între o fracție și inversa sa va fi întotdeauna 1. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost capitolul de numere raționale. Sper că lucrurile au fost înțelese și spor la rezolvarea exercițiilor. La revedere!